Bună ziua, vă mulțumim că ați venit astăzi. Este o conferință de presă a Universității Craiova. Alături de mine se află managerul general al clubului, domnul Marcel Popescu, și noul antrenor principal, Davis Mangia, vicecampion european. Dumnealor, o să vă spun câteva cuvinte, după care vă stau la dispoziție cu răspunsurile la întrebările dumneavoastră. Domnule Popescu, vă rog. Bună ziua! Ar fi trebuit să facem o conferință separată, dar intrăm în tiparul ăsta după un an mai greu. Ne revedem. Se schimbă formula tehnică, dar obiectivul Universității Craiova continuă să fie cât mai sus, cât mai performantă echipa, în așa fel încât ceea ce anticipam acum un an și s-a rezolvat parțial întoarcerea în Europa, să continue drumul și ascensiunea acestui mare club, acestei echipe. Am venit cu noul antrenor, fără să fie toată componența staffului tehnic și consider că este cel mai titrat antrenor străin care a venit în România prin simplu fapt că în CV-ul lui Davis Mangia există Serie A, lucru care nu s-a întâmplat la ceilalți antrenori care au venit prima dată în România, și vicecampion european cu naționala Italiei, chiar dacă titlul a fost câștigat sau rezultatul, medalia de argint a fost câștigată cu Under 21, spune foarte mult. Pe mine mă cunoașteți, clubul cunoașteți, sunt sigur că așteptați și tirul întrebărilor va fi către Davis. Îi las cuvântul și dumneavoastră libertatea de a pune întrebări, pentru că după amiază începem pregătirea, iar acum vă stăm la dispoziție cât considerați necesar. Davis. Hai la parola. Buona ziua, io sono, parlo in italiano oggi. Sono, come ho già detto, sono molto contento. Intanto ringrazio il direttore e il club per questa opportunità e per le parole che ha speso per me. Come v-am spus deja, vă mulțumesc foarte mult și în primul rând vreau să mulțumesc întregului club că am reușit să ajung aici. E ringrazio, e come ho detto già l'altro giorno, sono felice. Deja în zilele trecute sunt foarte fericit. E orgoglioso di essere l'allenatore dell'Università di Craiova. Sono orgoglioso di fi și mulțumit de fapt că pot să fiu antrenorul Universității din Craiova. Mulți italieni au venit în România să-și facă o carte de vizită. În asta aveți deja o carte de vizită. Care este? De ce ați venit în România? Dar tanti italiani ci sono arrivati qui per fare una carta di visita. Perché siete arrivati qui per fare una cosa molto importante? Penso al gioco, diciamo, al giocare. No, io sono venuto qua perché ho conosciuto la... Intanto conoscevo la storia di questo club. E conosco știam deja istoria acestui club înainte de a ajunge aici și cunosc de asemenea. E conosco, ho conosciuto le persone che fanno parte di questo club. Și am cunoscut o parte din persoanele care intră în acest club, în componența clubului. E sono contento che questo club è composto da tante persone anche giovani. Sunt foarte încântat și fericit că acest club are în componența sa foarte multe persoane tinere. E mi-a convinto a venire qui il progetto del club. Și m-a convins să ajung aici proiectul clubului în special. Domnul Popescu, ce a fost domnul Mătălăgeți în experiență? Îmi domandă pe Lisa, Marcel. Are toate aceste, întrunește toate aceste atribute. A lucrat și în sectorul tineret, a trecut prin toate etapele, dar cel mai mult a cântărit un element extrem de important. Toți antrenorii, chiar dacă Italia a avut probleme și chiar dacă a fost zguduită de și în lumea fotbalului de scandaluri, Coverciano are un prestigiu și o reputație internațională și cine a făcut Coverciano este un certificat de calitate formidabil. Faptul că Davis
Mangia ha accettato să lucreze la Universitatea Craiova, pentru noi este un titlu de mândrie, un titlu de glorie, iar ce a contat, a contat profesionalismul, pentru că ce am dorit la Universitatea Craiova, am dorit să continuăm parcursul bun făcut într-un sezon destul de delicat, pentru că am jucat numai în deplasare cu Gigi Munțescu și să-l continuăm, să înălțăm ștacheta. Și sosirea lui Davis este asociată și de un staff de înaltă competență profesională. Sì, allora quello che vi posso dire è che lo staff sarà così composto. Lo staff va fi compus astfel. Sarà un allenatore in seconda rumeno, che penso sapete già chi è, Adrian Jenci. Va fi deja, deci un antrenor, un secund antrenor, Adrian Jenci, da, pe care știți, este român. Poi ci sarà anche un collaboratore italiano che sceglierò nei prossimi giorni. Va fi un altro italian care va fi ales în următoarele zile. Poi ci sarà un preparatore atletico, fitness coach. Va fi un preparator, pregătirea fotbaliștilor român. Che è Cornel Blejan. Cornel Blejan. Ci sarà anche un preparatore atletico italiano. Va fi încă un preparator tot așa italian. Ok, poi ci sarà il preparatore dei portieri, che è Catalin Multescu. Uno speciale per il portiere Catalin Multescu. La persona che si occuperà della videoanalisi, che sarà Corneliu Papura. Care se va occupa de analize și de tot Corneliu Papura. E soprattutto ci sarà uno staff che si occuperà del controllo, del monitoraggio degli allenamenti. Și va fi un staff care se va ocupa în special de toată pregătirea lor în sine și monitorizarea lor în sine. E si occuperà anche della nutrizione. Chiar de nutriția și de, mă rog, ceea ce vor avea de mâncat. E delle strategie di recupero tra una partita o un allenamento. Și de strategia de recuperare între o partidă și alta. Aveți obiectiv câștigarea campionatului? Ho capito. L'obiettivo, parlando con la società, è di consolidarci nelle prime posizioni, obiectivul, diciamo. L'obiettivo principale ar fi acela de a ne cunoaște foarte bine și de a consolida practic. E poi sappiamo structura. Che è un obiettivo importante la Coppa di Romania. Și știm foarte bine că un obiectiv important este Cupa României. E provare con tutte le nostre forze di entrare anche nei gruppi di Europa League. Și vom încerca cu toate forțele noastre să intrăm în Europa League. Avete pensato di prendere altri giocatori? No? Certo, stiamo lavorando, stiamo pensando sicuramente ci saranno dei nuovi giocatori. Sicuro vor fi giocatori noi. Ma adesso io penso ai giocatori che ho a disposizione. Dar în acest moment mă gândesc doar la giocatorii pe care îi am în acest moment prezenți. E penso a lavorare con questi giocatori. Mă gândesc foarte bine să lucrez cu acești giocatori deja existenți. Perché se sono qua questi giocatori vuol dire che sono ottimi giocatori. Da. Dacă sunt aici înseamnă că sunt giocatori optimi pentru a face un lucru bun. Vor fi giocatori italieni? Saranno giocatori italiani, portoghesi o... Per me non è importante la nazionalità dei giocatori. Pentru mine nu este foarte importantă naționalitatea jucătorilor. È importante che i giocatori siano bravi. Important este ca acei jucători să fie foarte buni. Dar veți aduce și jucători din Italia? Arrivano giocatori italieni specialmente o... Non lo so, può essere, è una possibilità, ma è importante che siano bravi. Deocamdată nu este, dar no, probabil vor fi, dar important este să fie buni. Toti, de ce poți să vorbim? Pe toti. Toti, adică că e toti, că poți să arriva pe toti. Pe tutti mai important. No, a toti. The most important thing is that there are good players. This is important. Questo è importante, che siano buoni giocatori. Da, spune. Pe ce poți deja avea o imagine despre echipa Craiovei? Pensando che avete già una immaginazione della squadra di Craiova. Dove avete pensato di
di fare la prima cosa nella squadra, diciamo, dove pensate di... Allora, io conosco la squadra perché sono stato qui, ho visto tante partite, anche se non mi avete visto, ma io ho visto tante partite dal vivo. Conosco echipa, deși dumneavoastră nu m-ați văzut pe mine, dar eu am văzut de mai multe ori echipa până să ajung aici. Ho visto partite soprattutto della fase finale del campionato, del play-off. Am văzut meciurile din finala, practic, play-off-ului, da. Le idee in società, nella società, nel club sono chiare, sappiamo dove prenderli i giocatori, ma preferiamo in questo momento preferisco tenerle per me le idee. Deocamdată a văzut ce anume trebuie să facă, însă vrea să-și păstreze doar pentru persoana dânsului ceea ce consideră că trebuie schimbat și ceea ce consideră că trebuie aranjat acolo în echipă. Ce părere ai despre sistemul competițional de Liga? Care să le opinione de la nostra competizione dell'interno del campionato rumeno? Sì. Io ho visto, ripeto, ho visto tante partite dal vivo e ho visto tante partite in TV. Am văzut foarte multe partide și la video, dar și la televiziune. E penso che in Romania il campionato può ha tutte le qualità per poter ancora crescere, perché ho visto are toate calitățile pentru a putea să crească, să avanseze, adică să perché se dezvolte. Penso che ci siano tanti giocatori, anche e soprattutto giovani, bravi. Pentru că am văzut că sunt și mă gândesc că sunt în continuare suficienți jucători destul de buni pentru a ajunge acolo, adică să facă, să dezvolte. Aveți un sistem de joc preferat? Aveți de un sistem special. Capito. Sì, ma secondo me il sistema di gioco migliore è quello che permette di sfruttare al meglio i giocatori a disposizione. Da, am o idee de joc și știu anume ce și pentru mine cel mai concret ar fi lucru ca cei jucători pe care eu i-am și pot să dispun de ei poate să ajungă acolo unde îmi doresc practic. Perché? Îi folosesc exact pe pozițiile acelea care consider că sunt... Perché io ho visto le partite, ho visto i giocatori. Am văzut partidele, am văzut jucători. Ma la cosa migliore è allenare i giocatori direttamente sul dar campo. Dar este foarte important să îi văd eu în practic în teren cum joacă. Baza în direct. Baza materiale di Craiova, avete visto? Non ho capito. La base materiale di Craiova, l'infrastruttura. Le infrastrutture, sì. Spero presto di poter giocare con la squadra nel nuovo stadio. Am văzut deja și sper să pot să joc cu echipa pe noul stadion. E lavoreremo sempre o quasi sempre a Lunca. Lucrăm și vom lucra mereu la Lunca, nu? Acolo e spero anche che anche il centro sportivo a Lunca sarà pronto al più presto possibile. Și sper chiar ca acel centru sportiv de la Lunca să fie cât mai repede finalizat. Când campionatul României, cum mi se pare? C'è stata una domanda la stessa, cioè, come vi sembra di essere il campionato di Romania? Come ho detto prima, secondo me il campionato è un campionato già buono e soprattutto potrà diventarlo ancora di più. Este un campionat bun, dar poate să ajungă și mai sus. Perché ho visto tanti giocatori giovani bravi. Pentru că am văzut foarte mulți giocatori buni, tineri. Ad esempio qui. De exemplu, aici. Non ho visto soltanto la prima squadra. N-am văzut doar prima echipă. Ma ho visto anche la seconda squadra. Am văzut și a doua echipă. L'under 19, l'under 17, conosco i giocatori. Cunosc jucătorii destul de bine. Fai tifo per quale squadra? Università di Craiova. Se assomiglia tanto la Università di Craiova con il Napoli. Mi hanno detto questo, ma Napoli è una... Napoli è una delle migliori squadre in Italia adesso. Este una dintre cele mai bune echipe din Italia în momentul acesta. De ce nu a rezistat mai mult de un an la niciuna din... Perché non sei stato... Crede că va prinde aici finalul. Perché non sei stato troppo di un an o... Nazionale. Ți-ai andat un an.
scuole. Perché? Pentru că? Perché io penso che quando si lavora in una società, in un club come la nazionale, Eu mă gândesc că, atunci când se lucrează într-un club, pe cum un club al naționalei, de exemplu... Cioè, la naționale non è come un club. Nu okay. Este, de fapt, numai un club național. A me mancava la posibilità di allenare i giocatori tutti i giorni. Și îmi lipsea, practic, acea posibilitate de a putea să văd jucătorii chiar în fiecare zi, de să-i antrena în fiecare zi. Da. Perché non sei rimasto a un club solamente per un anno, per esempio? Perché ho cambiato? Sì, sì, sì. Perché ci sono state le... perché a volte non dipende solo dalla volontà dell'allenatore. De foarte multe ori nu depinde doar de dorința antrenorului și voința lui. E perché ho avuto delle proposte migliori. Și a avut mai bune propuneri, mă rog, din punct de vedere financiar se referă. Pensi di fare anche con il club di No, io qua spero di stare tanti anni, ma dipende, non dipenderà solo da me, dipenderà anche dal club. Mă gândesc aici să rămân mulți ani și nu depinde doar de mine, depinde în principal și de rezultate. Și de rezultate, bineînțeles. Consideră un antrenor vulcanic că va avea probleme cu arbitrii în România? No, non penso di essere un allenatore anche ambizioso, ma rispettoso del lavoro di rispetto per il lavoro di tutti. Mă gândesc să fiu un antrenor ambițios, dar cu respect față de toți ceilalți care lucrează în lumea fotbalului. Poi qualche volta și apoi può anche succedere. Se poate întâmpla câteodată să spero di no. Spero că nu. Non lo so, lo sai che lo sapete ancora quali ci saranno i giocatori che non che partiranno dalla squadra? No, adesso i giocatori sono quelli che ci sono qua adesso, sono i giocatori del Craiova. Quindi questa è la situazione. Poi vedremo. In acest moment aceștia sunt jucători, iar apoi vor vedea ce anume. După cum bine știți, s-a făcut rezilierea la doi, la Bucurică și la Dumitraș. Probabil că după reunirea lotului o să mai fie situații similare, dar nici nu dăm afară de dragul de a da afară, nici nu aducem de a dragul de a avea cantitate. Totul îl facem foarte echilibrat, iar faptul că vă pune justificat întrebarea de ce nu vin jucătorii azi să fie prezentați, vorbeam și cu Davis și... Las pe el să răspundă la întrebarea asta, dicono perché non sono già arrivati i giocatori. I giocatori. Spiega che... perché ci sono anche problemi legati al insomma, il calciomercato. Perché anche sono problemi legati di ceea ce reprezintă finanțarea, mă rog, sportului, no, nu neapărat. No. Calciomercato este piața de transfer. Mă rog, piața de transfer, da. Perché a volte i tempi in questo momento non coincidono, perché in questo momento non prea coincide, pentru că qui ci sono dei tempi, qui il campionato comincia presto. Aici sunt alte, adică e o perioadă, campionatul aici începe destul de repede. E invece in altri paesi le cose sono diverse. le date di inizio sono diverse. În schimb, în celelalte campionate din afara țării, datele de început ale campionatului sunt diverse, de la țară la țară diferă. Cioè, un esempio? De exemplu? Noi iniziamo oggi la preparazione. Noi astăzi începem, avem primul antrenament. In Italia prima squadra inizierà probabilmente tra un mese. Deci prima echipă în Italia va începe probabil timp cam peste vreo lună așa. Quale allenatore italiano ti ha dato così un... Sempre, molto, molto facile la risposta. Este foarte ușoară întrebare. Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi. Se spune că este fiul lui de suflet. Se dice che tu sei... Che Arrigo Sacchi sarà, diciamo, per te come il cuore, no? Come l'anima, no? Sì, come c'è... un figlio di l'anima. Il padre spirituale. Sì, è la verità, perché lui ha scelto
È stato lui a scegliermi per la nazionale italiana. El a fost cel care m-a ales pentru naționala italiană. E abbiamo un grande rapporto. Și avem o legătură destul de strânsă, să zicem. Poi ci sono tanti allenatori bravi, però lui... Sunt foarte mulți antrenori foarte buni, dar el a ceva special, are... După victoria de răsunet Palermo contra Inter, presa din Italia l-a asemănat cu micul, sau l-a numit micul Mourinho, pentru că el n-a jucat fotbal. Io ho capito. Che dopo la una vittoria con l'Inter ti hanno detto che sei il piccolo. Beh, ma anche in Italia, ma non solo in Italia, si fa velocemente, si passa da essere in alto e poi scendere forte e poi tornare su. Forte repede si trece da un rapporto forte in alto, jos e poi imediat sus. È chiaro, io faccio parte di quel gruppo di allenatori. Așa este, eu fac parte din acel grup al antrenorilor. Che non ha fatto una carriera importante come calciatore. Care nu au făcut o carieră foarte importantă din punct de vedere al fotbalului, deci nu a ca fost jucător. Ca și jucător, da, n-a fost fotbalist. Un antrenor despre România, nu, deci care e întrebarea? Dacă știe un alt antrenor? Nu, dar a vorbit. Tu ai parlat cu un alt antrenor rumeno de... No, 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 ho capito. Con un antrenor italiano che è stato qua. No, no, no. Sì, tu ai parlat cu un alt antrenor... Nu, dacă a vorbit cu un alt antrenor... Ho capito giusto, ho capito corretto. Si è chiesto referenza. No, no, perché vi spiego. Io preferisco farmi su tutte le cose... sulle società, sui giocatori, preferisco farmi un'idea coi miei occhi. No, perché io dovrei fare un'idea personale. Non sentire i pareri di altri perché ognuno può avere avuto un problema oppure io preferisco farmi un'esperienza personale. Da, non vorrei. In questo momento abbiamo un problema con il allenatore del nazionale. Care a ieșuat? Con il allenatore di Chris Down de la Naționale, che non ci è abituato ancora, che non si è abituato? Sì, sì. Ancora che non perché non ha conosciuto calcio. Questo è meno. Ma io da un momento. E sigur că pentru simplu fapt că n-a cunoscut fotbalul românesc a ieșuat? Sei sicuro che perché non ha conosciuto il calcio rumeno? Okay. Io noi ancora non ci conosciamo, ma io non ne conoscem, dar io per mia abitudine e per mio modo di essere, dar pentru am obișnuit eu ca și pentru modul meu de a fi, non parlo mai del lavoro dei miei colleghi. Nu vorbesc despre munca pe care o fac colegii mei. Perché ho massimo rispetto di tutti i colleghi che lavorano nel in Romania e nel calcio in generale. In Romania e in special per cei care lucrează în fotbal. Per chi prendiamo il sorteggio? Quale sarà il desiderio di una squadra con qualsiasi risposta dico poi ritornare contro di me. Quindi quella che arriverà andrà bene. Non posso să spun că poate acel lucru dacă spune ceva să se întoarcă împotriva dânsului, așa că indiferent care va fi, aia va fi. Și cu cine nu vrea să cadă. Con quale sarà quella con chi tu non vuoi? No, 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 non c'è problema. If we take Milan, ok Milan. If we take another, another. Nu are nicio problemă, indiferent cine va fi. Va fi. Avete già un programma di Austria? Di lavoro? Sì, sì. Sì, sì, noi... Le partite. Le partite. Sì, penso che il programma è definito, penso che poi la società comunicherà i giorni precisi dove ci saranno partite. Da, este ceva stabilit și sper că se poată să fie transmis către noi. Ma è già tutto organizzato. Este deja tot organizat, pus la punct. De cât timp a început la limba română? La quanto tempo hai fatto la lingua romena? Hai preso la classe di lingua romena? No, devo studiarla. No. La studierò. O studierò. Dar
capisce. Oggi ho preferito, preferisco parlare in italiano per essere più chiaro. Astăzi am preferat să vorbesc în italiană pentru a fi mult mai explicit, mai clar. Înțeles? Asta înseamnă că la următoarea conferință să vorbească. Vă dire că la prossima conferință. No, în engleză, o în italiano. O în engleză. Piano, piano. Încet, încet va ajunge. Noi astăzi pe stadion, problema că să vedem stadionul împreună. Oggi puoi andare con loro sul stadio per vedere il Oblemenco per accettare prima di... Prima allenamento? Sì. Non so se si può entrare... Io ho un programma già fatto, la polivalente, adică dacă le rupeți din program, acum, probabil că în timpul liber. Noi avem programul zilei de azi... După amiază ne întâlnim la polivalentă, la ora 5, la ora 6 suntem în muncă la primul antrenament, probabil că durează maxim o oră, așa că lucrurile începând de astăzi, noi suntem în priză, pentru că miercuri pleacă spre București, iar joi au plecat în Austria. Dacă mai aveți întrebări. Cum crede che sarai accettato dai tifosi di Craiova? Perché molti dicono che sono un po' scettici, no? Ma io posso solo rispondere con il lavoro. Io posso darsi rispondere con munca mea și ceea ce fac eu. E col lavoro che faremo insieme alla squadra. Quella sarà il nostro la risposta. E poi tutti valuteranno e decideranno. Ma poi tutti vor putea să decide și să vadă ceea ce e. A considerat un avion cu stil ofensiv? Come Io non ho mai sentito un'intervista in cui un allenatore dice di essere difensivista. N-a întâlnit până acum un interviu în care să spună un antrenor că este defensiv. Che dice di essere che dice di essere difensivo. Quindi io preferisco non dire e preferisco che la gente guardi e osservi e valuti, decida. Prefer să nu spun și lumea să privească și apoi să decidă. Totuși, ce preferă, un 1-0 chinuit sau un 4-4? Che preferisci un 0, diciamo così, o un 4? Preferisco i gol. Preferisci i gol. Preferisci golurile. Clubul, societatea are bani de transfer. Dice che la società... questa domanda credo che sarà meglio di rispondere il signor... Il club ce ha soldi per poter fare prendere gli altri giocatori dicono, in budget. Io penso che non ci siano problemi, non ci sono problemi da questo. Il tempo che ci stiamo prendendo è per fare le scelte migliori. Tutto qui. Non credo che siano problemi dal punto di vista finanziario, ma... No, non è che non credo, sono sicuro. Este sigur, no, că nu sunt probleme financiare, dar deocamdată este timpul în care sunt unele decizii vis-a-vis de probabil fotbaliști. Dacă vrea o libertate financiară, ce jucător mare din Europa si avrai una libertate financiară, che giocatori prenderai? No, ma come ho detto prima, non è questo il... I giocatori, prima cosa, non sono miei. I giocatori sono del club. In primo luogo, i giocatori non sono ai miei, sono ai clubului. E noi sceglieremo quelli che saranno più, și noi vom alege più, ceea ce... più adatti a questo club, alle caratteristiche di questo club, a quello che i tifosi vorranno. Voglio. Și vom alege în special aceia care sunt pentru acest club și pentru suporterii noștri. Craiova din campionatul intern are două mari rivalități. Craiova în campionatul intern are două grandi rivalii. Se voi vedete, io non ho niente di rosso addosso. Dacă vă observați bine, nu sunt îmbrăcat și n-am nimic roșu pe mine. Da, azurul. Dar te-a plăcut un meci din campionatul trecut al Craiovei? Ti-a plăcut una partita molto speciale del campionato di questo? Di Romania, sì. Craiova. Ah, con Craiova. Di questa stagione. No, ma ci sono state tante. Scelgo una, per forza una. Una vittoria contro la Dinamo in Coppa. Da, vittoria împotriva Dinamo in Coppa. A fost pe stadion? Sì, andate nel stadion. A vedere la partita? Sì. Ce l'ha messo con Mediaș? E anche con Mediaș? Sì.
Sì. Spuneați că n-ați vrut să amestecați lucrurile, adică să prezentați și jucătorii și antrenorul sau stafful. Ați fost jucători de prezentat și dacă credeți că până la plecarea în campionatul din Austria va fi cel puțin o noutate în... Probabil că în Austria o să ajungă unul sau doi jucători. Dar vă repet, și trebuie să înțelegeți, nu este o scuză, este o realitate. Mulți jucători au biletele luate, au vacanțele pregătite, sunt cu familia de 3-4 zile în insule sau în alte părți, nu pot să plece și să lase încă 7 zile familia acolo ca să vină la Universitatea Craiova. Sunt profesioniști, probabil că sub aspect fizic o să vină pregătiți, iar conceptul pe care îl avem la club, împreună cu Davis, este unul singur. Nu aducem de dragul de a aduce și de a fi cantitate. Aducem calitate. Deci, un principiu care funcționează peste tot în lume trebuie să funcționeze și la Universitatea Craiova. Un jucător străin care vine trebuie să fie titular. Și de câți titulare are voi? Echipa nu știu dacă are nevoie de titulare, are nevoie și de dubluri pe posturi. Sunt jucători care, în permanență, orice club își dorește să perfecționeze, să aibă calitate pe zi ce trece. Dar pentru treaba asta nu trebuie să faci o politică extrem de agresivă. Vă dau un simplu exemplu, fără a face vreo trimitere tendențioasă la FCSB, care a avut o politică nu agresivă, hiperagresivă în transferuri, dar mulți bani pentru nimic. Pentru că la ce a făcut FCSB-ul în transferuri, trebuia să fie locul întâi adjudecat din octombrie și restul să se bată pentru locul 2-3 și așa mai departe. Și uite că n-a ieșit. Așa că avem experiența unui an în care am făcut niște lucruri din ce ne-am propus, ne-au ieșit, am făcut greșeli pe care le cunoaștem și nu mai vrem să le repetăm. Toate astea, între noi, în familia Universității Craiova, le cunoaștem și ceea ce avem de făcut să îmbunătățim calitatea lotului. Nu, repet, nu numerologic, nu cantitativ, ci calitativ. Dar ce pot considera că n-ar fi acoperit întrebări în acest moment? N-aș vrea să vorbim despre subiectul ăsta. Întrebarea, dacă o puneți și lui direct, vă va spune același lucru. Și îl rog pe el să spună. Răspunde tu. Dicono che posizioni sono, quali sono le scelte per le posizioni nel campo? Sì. Ma vediamo quello. Io, ripeto, come ho detto prima, io le idee le abbiamo chiare. Però adesso dobbiamo pensare a quello che... lavorare con la squadra che abbiamo e poi valutiamo. Ma in tinte tutte per se lucreze, pur ci sempre con l'equipa se va da cesca, poi non si osserve ce... Ma le idee le abbiamo. Ideile le are deja, ce și cum. Ivan e Baluzza, tutti i giocatori bravi, io spero che saranno qui. Spero che tutti i giocatori buoni saranno qui. Capitano. Il capitano ci sarà deciso di te o... Penso che a me piace parlare con la società, con i giocatori, poi dopo la decisione. Mi prendo io, prenderò io insieme la responsabilità della decisione. Da. Îmi place să discut cu societatea, cu jucătorii, dar mi-a plăcut foarte mult ca ultima decizie să fie luată de dumneavoastră. Care au fost condițiile pe care le-a spus? Care ce sunt state condiții pentru acceptare arrivare? Arrivarea al club, da. Universitatea de Craiova. Care ce sunt condițiile de acceptare el pe arrivare pe al universității? No, la condizione è che a me è piaciuto il club quando ho conosciuto le persone. Per me sono molto importanti le persone e le idee, più di tutto il resto. Deci nu există, n-au fost niște condiții, pur și simplu. Mi-a plăcut în special persoanele și clubul în sine. Și proiectul acesta. Ok. Grazie a voi. L'ultima parola in rumeno. Hai Craiova.